Dimineața din nou, haideți să gătim astăzi de post, și anume o fasole bătută, bătută măr, făcută așa cum scrie la carte, să fie foarte, foarte fină și foarte, foarte alifioasă. Am nevoie de, în primul rând, de fasole. Am ales o fasole cu boc foarte mare și de aseară am pus-o la muiat în apă rece. Își mărește volumul foarte, foarte bine, dar în același timp, un mare avantaj, fierbe foarte repede. Așadar, fasolea o pun la fiert cu un singur morcov și o rădăcină din pătrunjel, o ceapă, apoi fasolea o să o transform într-o pastă foarte, foarte fină. Am să adaug însă în această pastă uleiul de măsline ușor de tot încins. Când se răcește, îi adaug un pic de oțet și îi mai potrivesc gustul cu sare și piper și ceapă crudă tăiată extrem de fin ca pentru icre. Separat însă, pentru că vreau să-i dau o notă mai deosebită, am să-i prepar o garnitură. Așadar, pentru garnitură am nevoie de vinete, mai am nevoie de ardei capia copți, un pic de usturoi, pătrunjel foarte mult și un măr sau două, ceapă roșie. Legumele din fasole am să le tai în cubulețe. Vinetele însă, după ce le decojesc, le prepar pe grătar sau într-o tigaie de teflon, fără niciun gram de ulei, doar cu puțină sare, astfel încât ele să se coacă felii tăiate în grosime de un centimetru, un centimetru și jumătate maxim. În momentul când am totul gata, tai totul cubulețe, asezonez cu ulei de măsline, adaug un pic de usturoi, ceapă roșie dulce și bună, măr tăiat în cubulețe pentru un gust ușor de tot fructat, foarte puțin usturoi și totul am să servesc pe baghetă, bineînțeles, frecată cu puțin usturoi și cu multe, multe murături. Cu mai mult. Da. Și cu multe, multe murături puse de mine de la începutul toamnei. Mulțumim!